Timpul prezent. Umbrele trecutului, modele pentru prezent, portret ale victimelor închisorilor comuniste. După ce a prezentat această expoziție la Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția, Irina Hasnash-Hubbard a venit astăzi la Timpul Prezent pentru a ne vorbi despre această expoziție, o expoziție dedicată memoriei deținuților politici din România. Expoziția a fost deschisă la Institutul Român de Cercetare și Umanistă de la Veneția în perioada 21 decembrie 4 ianuarie. Irina, bine ai venit la Timpul Prezent. Bine ai revenit, de fapt. Bine v-am regăsit. Înainte de a intra în detaliile acestei expoziții, aș vrea să ne spui cu ce vine nou această expoziție comparativ cu MIOP, pentru că ultima oară când ne întâlneam aici la Timpul Prezent vorbeam despre MIOP, tot o expoziție inspirată din memoria deținuților politici. Da, atunci era aproape în exclusivitate inspirată și dedicată memoriei Elenei Constante, iar de aceea avea și subtitlul Artiști în închisorile comuniste. Iar acum am adăugat alte portrete, alte povești, alte istorii în gândul de a merge mai departe și de a cerceta dintr-o nevoie și curiozitate personală care s-a extins într-o nevoie și plăcere de a arăta publicului un alt mod de a ne apropia de aceste istorii, orori, întâmplări pe care prea puțin le știm. Iar Elena Constante rămâne legătura, veriga de legătură între expoziția anterioară și aceasta pe care ai prezentat-o la Veneția. Rămâne pentru că ceea ce a reușit institutul și ideea grozavă a doamnei directoare Monica Joița a fost de a crea un eveniment pluridisciplinar, sau cum să-i spun, deci a fost nu numai expoziția de care ai spus și îți mulțumesc că o prezinți, ci și lansarea cărții, a traducerii în italiană a cărții, primul volum al Lenei, Evadarea tăcută. Deci Elena Constante este automat prezentă și chiar în vitrină, în expoziție, aveam cele două cărți, cele două volume, cea în română și cea în cartea în română și cartea în italiană, pe care oamenii o răsfoiau și o atingeau și citeau despre ea, aveau o etichetă, așa cum aveau lucrările celelalte. Versiunea italiană a cărții Elenei Constante a apărut recent în Italia, în traducerea Angelei Tarantino, cu o postfață semnată de Ioana Bot și de Angela Tarantino, o ediție îngrijită de Maria Antonieta Saracino. Și volumul acesta a fost lansat cu prilejul expoziției tale la Veneția. M-a interesat dacă această expoziție a fost gândită pentru decembrie 2009, o lună specială, știm cu toții, o lună în care nimic din ce s-a întâmplat în spațiul cultural românesc nu a fost întâmplător, sau aproape nimic. Da, a fost și dorința doamnei directoare, a fost și a mea, dinainte de 2009, mi-am dorit foarte mult să particip la evenimente legate de această aniversare. Și am reușit, am avut și o altă bucurie tot înainte de acest eveniment în toamnă, am contribuit la expoziția decembrie 1989 la Muzeul de Istorie și asta mi-a dat o mare bucurie și mulțumesc și pe această cale colegilor și directorilor de acolo. Aniversarea pentru mine în mod personal, interes de atelier, de artist plastic, dar și de muzeograf, a fost legat de memorie și de faptul că acești, după 89, în acest 20 de ani, am avut, printre alte necazuri și alte bucurii, și aceasta de a afla ceea ce a fost în acei ani, ceea ce nu am învățat la istorie, ceea ce nu se spunea în mass media și încă nu ne dăm seama de, nu știe lumea, greutățile oamenilor care au reușit să scoată la lumină, a persoanelor particulare și a instituțiilor, toate aceste date, nume, profile. Obiectul muncii tale îl face ceva atât de subtil cum este memoria. Cum reușești să aduci în arta plastică, în arta vizuală, memoria deținuților politici, având în vedere că nu te poți folosi de cuvinte? Cum îi poți face pe cei care vin să viziteze să înțeleagă pasiunea ta pentru această cercetare?
A fost o mare surpriză, oricât m-am pregătit de bine, publicul de la Veneția, de care, de fapt, nu-l cunoșteam, mi-am dat seama acolo, ca o leu, pentru cine fac eu expoziția asta. Inițial o făceam aici în țară pentru tânăra generație, mai ales, da? Dar acolo erau venețieni și erau turiști. Și turiști din Singapore până în California, din Germania până în India, studenți sau oameni mai în vârstă. Oricum, oameni care și-au luat din timpul lor ca să intre în galerie și am făcut și o statistică, așa, tot cu ochiul meu de muzeograf, minimum 6-7 minute, maximum 45 de minute. Și lucrările, multe din aceste lucrări, ca și la Miop, aveau text. Deci aveau un text în românește și am zis, citesc ei. Și atunci am făcut două etichete bilingve, engleză, italiană, și care erau substanțiale, adică nu era titlu, tehnica, anul și atât. Și mă gândeam, cine citește asta? Și le citeau. Oamenii citeau etichete în ciuda mult controversatelor etichete, deci erau interesați de poveste și se uitau iar la textul în română care devenea grafică, care devenea simbol, care devenea umbră și lumină, pentru că lucrările trebuie spus la radio că erau alb în alb sau negru în negru, deci lumina era foarte importantă. Și acea săliță de pe Strada Nova la Veneția m-a ajutat foarte mult și atrăgea publicul din stradă. Orică nu vedeau despre ce e vorba, ci acolo alb în alb, orică siluetele negru erau foarte vizibile și atrăgeau și cu cât se apropiau încercau să înțeleagă mai mult. Partea bună este că Institutul de la Veneția chiar are un sediu foarte central și cumva e în drumul tău, da, oriunde, da, te-ai duce în Veneția. Da, și nu numai asta, este în văzul tuturor, deci și pe geam se poate vedea și nu e neapărat nevoie să intri, dar am văzut ce diferență face când omul intră și pentru el, și pentru mine, și pentru expoziție, și pentru ICR, să stăm de vorbă, să interacționăm cum am putea, pe orice limbă, pe gesturi, pe scris în caietul de impresii. Oricum că era engleză, franceză, italiană, până la urmă aici ne-am învârtit, dar această interacțiune cu publicul și statul acolo în expoziție, pledez pentru acest lucru, este foarte important, nu doar lăsăm lucrurile să vorbească singure. Nu, ele, cel puțin ale mele, nu prea vorbesc singure, trebuie să le spun și eu. Deci au nevoie de omul din spatele lor. Au nevoie de omul din spatele lor și de alte lucruri care să se întâmple de jur împrejur. Și vreau să zic, la un moment dat, când ai pomenit de carte, doamna traducătoare Angela Tarantino, cred că este profesoară, dacă nu mă înșel, la Florența, a fost de asemenea și dânsa foarte impresionată de acel vernisaj în care am fost împreună și se gândea, gând la gând cu mine, ce minunat ar fi să facem un pachet mai departe pentru tinerii italieni, de exemplu, la universitate, unde să avem, cum am avut aici la vernisaj. Am avut și prezentarea cărții, carte și expoziție și amintirea că există un film despre Elena Constante al lui Thomas Luciulei, prelegerile oamenilor de specialitate, muzica, am avut pe soțul meu care a compus, inspirat de aceste lucrări. Tatăl meu, care este actor, a avut pe bandă în timpul expoziției cititul, deci interpretarea verbală și profesionistă a acestui text. Deci toate acestea împreună, că e Elena Constante, că e altcineva, pot să, pentru public, să atragă mult mai mult față de istoria recentă. A fost o expoziție gândită special pentru sediul Institutului Cultural de la Veneția? Aș putea spune că da, că le-am cerut planul sălii și am făcut tot felul de variante, am adus cu mine mai multe lucrări, nu chiar toate au intrat. Oricum, o idee de acasă era a pun ceva pe jos, apropo de orizontalitate, de mormânt, de să se uite lumea și în jos, numai în sus, sau... Și acolo cu acu alta, bine că nu am pus nimic jos, pentru că trebuia în fiecare zi să stric expoziția și să o refac. De deci, ce? Pentru că intra apa în galerie. Apa intra în galerie cam la 2 zile. Maximum a fost cam până sub genunchi, minimum așa, vreo 3 degete. Deci am avut un musafir și o prezență și o oglindire în expoziție nepregătită și... Da, uneori chiar atrăgătoare pentru public, dar la lung este, simți că... Până la urmă suntem la Veneția, da. Trebuie să simți că ești acolo. Da. Vorbeai mai devreme despre tânăra...